Bună ziua, dragi elevi! Bună ziua, domnișoara Alexandra! Astăzi, dragi elevi, o să lucrăm împreună o lecție pentru pregătirea examenului de evaluare națională, intitulată Arii și volume. Cel care vă vorbește este profesorul Costel Chiteș, de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București. Am selectat pentru dumneavoastră câteva probleme. Hai să vedem, Alexandra, cum reușim împreună să rezolvăm aceste probleme și pentru colegii tăi. Deci, la exercițiul numărul 1, în piramida regulată VABCD, punctul O este centrul bazei ABCD, iar M este mijlocul segmentului BC. Se cunosc VM egal cu 6 cm și unghiul dintre planele VBC și ABC 45 de grade. Deci, primul lucru pe care trebuie să realizăm, Alexandra, este să realizăm desen. O este centrul bazei. Și M este mijlocul segmentului BC. Unim pe O cu M și VM ni se dă. Ce este VM, Alexandra, în triunghiul VBC? Este mediană, dar pentru că este isoscel, o să devină și înălțime. Piramida este regulată, muchii laterale sunt congruente, deci VB și VC sunt congruente, deci într-adevăr triunghiul VBC este isoscel, M fiind mijlocul segmentului BC, așa cum ai spus tu foarte bine, VM este mediană, deci este și înălțime. Deci da. VB este egal ca lungime cu VC, rezultă că triunghiul VBC este isoscel, BC este bază, deci din BM ca lungime egală cu MC, rezultă ce ai spus tu, și anume că VM este mediană în triunghi isoscel, deci devine și înălțime. Deci rezultă că VM este perpendicular pe BC. Și ni se spune în continuare că unghiul dintre planele VBC, deci planul VBC, să ne concentrăm pe el, Alexandra, este planul acestui triunghi, nu? Și planul bazei. Ca să găsim unghiul diedru format de două plane, dreapta BC este dreapta... Mă ajuți, Alexandra? Da. Este dreapta este comună. Este comună, sau de intersecția celor două plane. Și în punctul M, pe această dreaptă, am ridicat două perpendiculare, OM și respectiv VM, pe dreapta BC. Deci, unghiul diedru va fi VMO. VMO. Și ni se spune că este de 45 de grade. Deci, să scriem, triunghiul VOM este dreptunghic. În ce punct, Alexandra? În punctul? În O. În O. Și datorită faptului că unghiul OMV este ca măsură 45 de grade, rezultă că triunghiul este dreptunghic isoscel. VOM este dreptunghic isoscel. Deci cele două catete sunt egale. Deci înseamnă că VO e ca lungime egală cu OM. Și pentru că pe VM îl avem că este de 6 cm, înseamnă că VO cât o să fie? O să fie 3 radical din 2, pentru că deci, îi poate uza... Deci 6 supra radical din 2, amplificăm cu radical din 2, deci este cât ai spus tu, 3 radical din 2. Acum, dacă l-am aflat pe OM, înseamnă că AB este de 2 ori OM, deci va fi egal cu 6 radical din 2 centimetri. Mai departe, să se calculeze volumul piramidei VABCD. Cât este formula volumului, Alexandra? Este area bazei ori înălțimea pe 3. Ori înălțimea supra 3. Deci, ca să reținem ușor, dragi copii, ținem minte că dacă are și vârf, este vorba de piramidă, trunc de piramidă, con, trunc de con, toate au vârf. Și atunci, întotdeauna, volumul la numitor apare 3. Deci, să ținem minte ușor. Deci, area bazei va fi, Alexandra, aria unui pătrat de latură cât?
6 radical 6 din 2, radical din 2. deci va fi 6 radical din 2 la pătrat, de mulțit cu VO, VO este cât? Este 3 radical din 2. Totul supra 3. Se simplifică. 3, 6 ori 2 fac 72, nu? 72 radical din 2 centimetri cubi. Deci rezultatul de aici este corect. Se întreabă, este adevărată egalitatea? Aici mai trebuia să punem și un semn întrebări. Și atunci să calculăm pas cu pas. Deci perimetrul bazei, fiind pătrat, este de 4 ori AB. Majus, da? Deci este, latura AB este 6 radical din 2, ori 4. 6 radical din 2. 24. 24 radical din 2. Radical din 2. Ce mai intră în egalitatea respectivă? Area triunghiului VOM. Fiind triunghi dreptunghic, în punctul O, pentru că VO e perpendicular pe plan, deci e pe orice dreaptă din plan, triunghiul fiind dreptunghic, area sa va fi cât, Alexandru? Catet ori catet pe 2. Deci este VO, de înmulțit cu OM, supra 2, nu? Și VO și OM sunt egale ca mărime. Deci e T radical din 2 la pătrat supra 2, nu? Deci este 9. Ce mai avem în egalitate? De 3 ori volumul. De 3 ori volumul. Pe V parcă l-am calculat, nu? Da. Deci, a dat 72 radical din 2. 3 ori 72 radical din 2. 3 ori 2, 6. 3 ori 7, 21. Radical din 2. Și atunci, ăsta este de 3 ori volumul, adică membru drept al acestei expresii. Și mai avem de făcut calculul perimetrul bazei de mulțit cu area triunghiului VOM. Le-am calculat separat, nu, Alexandru? Deci 24 radical din 2 de mulțit cu 9. 3, 6, 6 și 3, 216 radical din 2 centimetri cubi. Și observăm că sunt egale. Deci răspunsul este la punctul C că este adevărată egalitatea, deci răspunsul este da. Și de asemenea, ca observații finale, ca idee pentru a reține ceva din problemă pentru viitor, în sensul bun al cuvântului, adică să punctăm ce este important pentru toată lumea, pentru copii în special. Deci trebuie să fim foarte atenți, să reamintim formula volumului, deci este area bazei ori înălțimea pe 3, trebuie știută foarte bine. Am aplicat teorema lui Pitagora, am mai folosit proprietăți în triunghiul isoscel, e vorba de mediana relativă bazei, care este și înălțime, și bisectoare, și axă de simetrie, deci e de toate, dar am avut nevoie numai de înălțime. Și de asemenea, copii, să aveți foarte mare grijă când vi se dă de calculat ceva sau de arătat o egalitate, să aveți grijă când reluați și luați calculele necesare și introduceți valorile respective, trebuie să aveți grijă să le preluați pe cele care sunt corect rezolvate de către dumneavoastră, pentru că există riscul prin înlocuire să copiați alte rezultate și atunci să ajungeți la rezultate diferite. Din acest punct de vedere, în general, autorii care fac subiectele pentru dumneavoastră au eleganța de vă dau și rezultatul și atunci dânsii spun să se arate că aria este valoarea respectivă. Și atunci, Alexandra, bineînțeles că dacă pe ciornă îți dă alt rezultat, îți dai seama că undeva ai greșit. Următoarea problemă pe care am selectat-o pentru dumneavoastră, să se arate că medianele într-un tetraedru sunt concurente. Deci, desenăm din nou, Alexandra, un tetraedru, deci o piramidă cu baza triunghi. Și să punem D aici, ABC. Și acum trebuie să vedem ce este mediana într-un tetraedru. Dacă tetraedru este un tetraedru oarecare, să considerăm aici punctul G indice D. Deci G indice D să fie, Alexandra, centru de greutate
al feței a triunghiului ABC, centrul de greutate se află la intersecția, Alexandra, la intersecția medianelor și are o proprietate deosebită, că el se află la o treime de bază și două treimi de vârf din lungimea medianei. E ok, da? Bun. Deci, fie GD, centrul de greutate al triunghiului ABC, de ce am notat indice D? Pentru că se opune vârfului D. Și dacă luăm aici, de exemplu, punctul M, mijlocul lui BC, și îl unim pe D cu M, pe fața aceasta, pe fața DBC, ce este DM? Este tot o mediană, nu? Mediană. Și atunci, dacă pe această mediană luăm un punct care se află la o treime de bază și două treimi de vârf, aici îl vom nota cu G, indice A, pentru că va fi centrul de greutate al feței de BC și se opune vârfului A. Ești de acord, da, Alexandru? Dacă unim pe A cu M, evident că G indice D este centrul de greutate al feței ABC și G indice D se află pe mediana AM a triunghiului ABC, tot la o treime de bază și două treimi de vârf din lungimea întregii mediane, adică a lui AM. Și atunci în triunghiul DAM, nu? Avem pe DGD și pe AGA care se intersectează într-un punct, să-l notăm cu G. E ok, Alexandru? Și am scris undeva aici, fie G intersecția dintre DGD și AGA și AGA. Și acum să vedem ce se întâmplă. Dacă îl unim pe GD cu GA, Alexandra, ne uităm cu atenție în triunghiul MDA. În momentul copii, când nu vedem foarte bine în spațiu, putem să luăm separat triunghiul, să-l desenăm MAD și, bineînțeles, să împărțim fiecare latură, așa cum am spus, în o treime din lungimea fiecarei laturi. Tu ce observi, Alexandra? GAGD față de AD, cum ți se pare că ar fi din punct de vedere geometric situate cele două drepte? Ți se pare a fi paralele sau nu din desen? Da. Deci din desen ți se par paralele. Dar ca să dăm justificarea, trebuie să folosim, evident, o teoremă importantă, și anume reciproca teoremei lui Thales, nu? Thales. Mă ajuți? Deci MGA supra MD, nu? Este egal cu M G indice D supra EMA. Supra EMA. Și este egal cu 1 pe 3 datorită proprietății lui GA și GD de a fi centre de greutate pe fețele de care am vorbit. De acord, nu, Alexandru? Și atunci, din reciproca, nu? Deci, din reciproca teoremei lui Thales, ce rezultă? Că ele sunt paralele, nu? Deci, GA, GD este paralel cu AD. AD. Păi dacă sunt paralele, Alexandra, înseamnă că unghiul acesta, deci practic avem două drepte paralele, nu? Și unghiul acesta G, G, D, G, A de aici este congruent cu acesta, nu? Sunt alterne interne. Da. Iar unghiul acesta este GDGGA, este congruent cu unghiul acesta pentru că sunt unghiuri opuse la vârf. Deci să scriem DG indice DGA ca unghi este egal ca măsură cu unghiul G indice DDA. Alterne interne. Iar cealaltă pereche de unghiuri G indice D G G A este egal ca măsură cu unghiul A G D pentru că sunt opuse la vârf. Vârf. Și atunci rezultă, Alexandra, că cele două triunghiuri, cel mititel și cel mare, sunt triunghiuri asemenea, nu? Deci G indice D G G indice A este asemenea cu triunghiul D, G, A. Și atunci rezultă că raportul de asemănare va fi
Să ne uităm cu atenție. GDG. Nu? GDG. Da. Supra GD este egal cu G indice D, G indice A supra DA. Da. Și este egal mai departe și cu GGA supra GA. Din triunghiurile, din paralelismul inițial de care am vorbit mai devreme, nu, Alexandra? Pentru că am avut paralela GAGD la AD, avem și triunghiurile asemenea MGAGD cu MDA din precedenta observație. Și atunci raportul GDM supra AM, care este 1 pe 3, este chiar raportul GAGD supra AD. Deci acest raport este cât? 1 pe 3. Nu, Alexandru? De unde rezultă că pe mediana DGD, pentru că am uitat să spunem mai devreme că se numește mediană într-un tetraedru segmentul ce unește un vârf cu centrul de greutate al feței opuse, deci practic noi am avut punctul G, intersecția celor două mediane, DGD cu AGA, a fost punctul G. Deci noi practic ce am găsit, Alexandru? Am găsit că pe acest segment pe care îl cheamă, de exemplu, D, G indice D, punctul G se află astfel încât raportul GGD supra acesta, supra GA, face 1 pe 3. Deci dacă adunăm numărătorul la numitor, înseamnă că raportul este față de întreaga mediană 1 pe 4. Deci rezultă că G, G indice D este o pătrime din D, G indice D. Deci punctul G se află la o pătrime de bază și trei pătrimi de vârf pe mediana DGD și pe mediana AGA. Până aici e clar. De acord, Alexandru? Da. Acum luând altă pereche de mediane, de exemplu G, G indice D, cu altă mediană, să zicem cu B, G indice B, unde G indice B evident că este centrul de greutate al feței din spate, adică al triunghiului ADC, intersecția o să ne dea un punct care la prima vedere o să fie G'. Numai că acest punct G' se va afla pe mediana DGD, tot la o pătrime de bază și trei pătrimi de vârf. De unde va rezulta că, de fapt, G' va coincide cu G. Același raționament a fost făcut în clasa 7-a când am demonstrat prima dată că medianele sunt concurente într-un triunghi. Lucru care după aceea s-a demonstrat și cu Ceva. Teorema lui Ceva. Deci, ca să revin la discuția noastră, așa am demonstrat că centrul de greutate al tetraedrului, adică intersecția celor patru mediane ale tetraedrului, sunt concurente în punctul G, care, repet, se află la o pătrime de bază și trei pătrimi de vârf din lungimea întregii mediane. Am selectat această problemă pentru că există exerciții foarte frumoase care pot fi date la examen. De exemplu, exercițiul numărul 3, în care spune că în tetraedul regulat ABCD, O este centrul unei fețe. Deci să desenăm, Alexandra, un tetraedru regulat. Deci tetraedrul este, să-l punem tot așa, D, A, B, C, și în care O este centrul feței BCD, deci practic ducem din nou mediana, să zicem DM, și aici luăm punctul O. Și punctul G se află pe segmentul AO, deja acum știm cine este AO, Alexandra, este chiar mediana în tetraedru, iar punctul G se află astfel încât GA supra GA este egal cu de 3 ori OG. Deci practic înseamnă că G este exact centrul de greutate al tetraedrului. Și atunci întreaga problemă se rezolvă ținând seama de acest fapt. Și atunci
dacă ne gândim că luăm centrul feței, deci dacă îl unim pe A cu M, triunghiul ABC este echilateral, AM este înălțime, deci înseamnă că O este chiar, să spunem aici, o literă, să punem, să zicem, D, G indice D, iar G indice D nu e nimeni altcineva decât piciorul înălțimii din D pe planul ABC, pentru că G indice D coincide cu centrul cercului circumscris triunghiului ABC. Deci înseamnă că punctul G se va afla fix pe înălțime și atunci întrebarea care este să se arate că G, ABC formează de asemenea o piramidă regulată, devine o problemă foarte ușoară. Nu, Alexandra? Pentru că ne aflăm pe înălțime, deci înseamnă că G, GD e perpendiculară pe planul bazei și bineînțeles că ele sunt congruente, nu? A, GD cu B, GD și cu C, GD, pentru că, repet, G indice D este și centrul cercului circumscris. Iar punctul B mic, să se afle raportul dintre volumul tetraedului dat și volumul piramidei care s-a format, pentru că G se află la o pătrime de bază și trei pătrimi de vârf, e clar că raportul va fi 4, nu? Pentru că raportul dintre înălțimi este 4 și aria de bază este aceeași. Problema pe care v-am prezentat-o, problema numărul 3, este o problemă standard care se cam dă la examene, deci trebuie să aveți abilitatea de a ști foarte bine și centrul de greutate al tetraedului. Cu ocazia asta am repetat un pic și centrul de greutate a unui triunghi. Și vă mulțumesc, dragi elevi, pentru atenție. Vă urez mult succes în continuare pentru ultimile luni și săptămâni pe care le aveți de pregătit. Și mulțumesc, Alexandre, pentru aportul la reușita lecții. La revedere!